A fost ora fix și 17 minute. Aici Radio SOS Speranța. Transmitem știrile. Părintele Mântuială continuă acțiunea de evangelizare a cartierului nostru cu binecuvântare de la primărie. Unde a slujit popa ăsta? La biserica dintr-o tablă. E angro. Cum dintr-o tablă? Păi ăia din Maramureș au o biserică dintr-un lemn și noi avem una dintr-o tablă ondulată furată de la Galați. Cu acest prilej, părintele va împărți donații rămase de la revelionul trecut. Cărți de joc, confeti, bomboane de pom și salată de băf. Primiți-l cum se cuvine, cu brațele încrucișate, pe piept, cu ochii închiși și cu buzunarele larg deschise. De-ar veni și pe la noi? Bine, sigur! Dar de unde știi? Păi eu l-am chemat. Păi da, l-am chemat să ne facă și nouă o sfeștanie. Uite, uite, eu cred că de-aia ne merge prost. N-am sfințit și noi localul la inaugurare. Binecuvântează, Doamne, acest lăcaș! Pace vouă, acum și până la ora închiderii! Să rămână, părinte! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Părinte! Chiar vă zice Mântuială? Acesta e numele meu de scenă, de călugărie. Lucrați în showbiz? Noi am inventat showbizul de peste 2000 de ani. Toți ne copiază. Păi să compară! Un concert la sala Palatului, cu o înviere pe plaja de la Mangalia. Păcat, părinte, păcat că nu faceți decât un apan. Ca noi, revelionul? Mie îmi spui. Și oamenii ăștia amărâți care nu mor decât o dată în viață. Uite, Violet, Violeta. Moare ori de câte ori să joacă Traviata. Așa des? Așa des. Și ăia, ăia-și trag banii fiecare seară. Ei, lăsați! Și lăsați. Noi doar sâmbătă. Lăsați, lăsați, părinte, lăsați. Lăsați că și dumneavoastră vă descurcați. Cât ba iau eu, mă? Ba o pomenire, ba o tăiere de moț. Domnul fie cu tine, mă! Cât iau eu, mă, la un parastat la tine în ferentari? Și cât Angela Gheorghiu la scala? Păi... A murit și Angela Gheorghiu? O, Doamne, fericiți cei sărași cu Duhul. Domnul fie cu tine, fica mea. Părinte? Da. Întreb și eu așa, ca toanta. Vă zice Mântuială pentru că faceți slujbele de Mântuială? O, chiar ca toanta. Las-o să întrebe ca toanta. Păi ce? N-am voie să întreb? Fica mea, am ales acest nume pentru a aduce mântuirea oamenilor pe câți n-am absolvit de păcate. Părinte! Părinte! Da. Absolviți de orice? Tot are un preț. Păi, ia veniți cu mine, coace. Da. Ia. Așa. De ce ai vrea să te absolvi, fiule, a? Păi, ia să... Ah! De liceu! De liceu! N-am terminat a 12-a. De ce? Păi, ia uitați! M-au izmatriculat într-a 11-a. Da. Nu-i nimic! Nu-i nimic! Să treci pe la mine, pe la biserică. Poate aranjăm noi vreo minune. Vorbim și cu domnul primar, care a fost încercat de asemenea necazuri. Cum și? Destul cu vorba că mai am 3 sfeștanii pe ziua de astăzi. Un bar de striptease, 2 WC-uri ecologice și o agenție de pariuri. Dacă e cineva aici care a păcătuit și n-a fost iertat, că nu ține sfeștania, știi. Eu, părinte!
Pune oița domnului, nu te jena. Părinte, ce să mai dăm cotită? Eu am fost puțin, foarte puțin gravidă. Puțin? Cum puțin? Pe jumătate. Pe jumătate? Patru luni? Așa. Trei săptămâni? Așa. Și... două zile. Doamne, leu, fie cu tine, fiule, și ce-ai făcut? L-ai lepădat? O leacă! O leacă? Cum o leacă, mă? Adică puțin! Adică mare pagubă! Mare... Stai liniștită, fica mea, că faci altul. Treci pe la mine, pe la biserică, să-ți dau iertarea. Și niște anticoncepționale. Să rămână, părinte! Mi-a luat o piatră de pe inimă! Da, știam eu. Părinte, eu... Și tu, fiule? Și tu? Păi, eu... ce-i cu mine? Eu? Veniți cu mine! Da. Bine, părinte! Veniți cu mine! Da, fica mea. Ia uitați aici. Da. Părinte, eu, în afară, că am turnat, ia uite aici. Asta are, asta are, asta are. Asta n-are. Că am turnat apă în vin, ia uite-ți. Ia uite. Nu prea am păcătuit. Ia uite. Și când turnai, te rugai? Da, turnam și mă rugam. Și mă rugam, ziceam, Doamne, dă, Doamne, să nu vină miliția economică. Delfiți. Putem asimila apa cu aghiazma. Ia uitați. Putem asimila. Ia uitați. Sănătate. Perfect. Ce stați să-mi distrugeți ornamentul. Foarte bine, foarte bine, fiul meu. Ești iertat. Da? Dar mai întâi... Și eu? Și tu, fiica mea, ești iertată. Da, stați așa. Poftiți. Ești iertat, fiule. Ești iertat. Da. Abia acum îi dăm drumul. Vom citi din Evanghelia după Marian. Adevăr, greți vouă, că cel care este, este. Și cel care nu este, nu este. Și eu sunt? Ești. Și anudua! Ce, eu, da? Ce-ai pus, mă? Păi, stați așa. Ia. Auziți. Să fii sănătos. Ia. Nu? Adu, Doamne, în acest lăcaș pe tot nesătui, pe toți însetații și pe toate nehotărâtele. Și fii, Doamne, fidele acestui lăcaș de pierzanie, pe toți ziariștii și analiștii politici. Și fă-i, Doamne, să propagi acest lăcaș sfânt în toate ziarele, în toate revistele, tocșoaiele, emisiunile de știri și almanahele. Doamne, departe de acest lăcaș sfânt, pe inspectorii de la fisc, protecția consumatorului, pe pompieri, garda de mediu și comisarii de la garda financiară, dacă am uitat pe cineva, spune... Separi. Separi. Pe Vasile. Pe Vasile. Pe Vasile,
luni, 3 săptămâni și... Aha! Păi cei care nu vor să plătească și să trec pe caiet. Pe caiet? Hai mai repede că mă grăbesc. Dacă am uitat pe cineva, vă mai chem eu, părinte. De Doamne să fi uitat. Amin. 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 Las că tu rămâi cu Vasile. Domnul fie cu voi! Ia-i banii! Ia-i banii! Doamne, Dumnezeule!